În noaptea de sâmbătă spre duminică, la departamentul de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște s-au consumat scene asemănătoare cu cele din filmele de acțiune. Mai multe persoane înarmate cu bâte și rângi au intrat în incinta spitalului pentru a se răzbuna pe un tânăr de 25 de ani venit la urgențe pentru îngrijiri medicale în urma unui alt scandal produs cu 2 ore înainte într-o discotecă. În urma altercației, mai multe geamuri și o ușă au fost sparte. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au deschis o anchetă. Se pare că tot scandalul a pornit într-o discotecă din localitatea dâmbovițeană Dragodana între doi tineri, unul de 17 ani din orașul Găiești și altul de 25 de ani din municipiul Târgoviște. Ambii au ajuns la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Cel de 17 ani a ajuns la spitalul oroșenesc Găiești, iar cel de 25 de ani la spitalul județean de urgență Târgoviște. La doar 2 ore de la primul scandal, rudele și prietenii tânărului de 17 ani din Găiești au venit înarmați la spitalul din municipiul Târgoviște pentru a se răzbuna, provocând un alt scandal chiar în incinta unității de primire urgențe, în urma căruia și o asistentă a fost lovită. Bă, lasă-ne, mă, frate, pleacă de aici, ești nebun? Ce-ai, frate? Polițiștii au audiat ore în șir 6 persoane, 3 din clanul tânărului de 25 de ani și 3 din clanul tânărului de 17 ani. Ce v-ați văzut? Merde și bese, grezie și faianță după voi! Grezie și faianță după voi! Gata! Ha, nu plecați! Cei implicați sunt cercetați pentru lovire, distrugere, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice. Potrivit ultimelor date, se pare că 3 dintre scandalagii au fost arestați pentru 29 de zile, urmând cercetările în acest caz. Noaptea trecută, în jurul orei 2, la o discotecă din comuna Dragodana, a avut loc un conflict spontan între doi tineri, unul de 25 de ani din Târgoviște și un altul de 17 ani din orașul Găiești. Se pare că conflictul a izbucnit de la o fată. Unul dintre cei doi tineri, respectiv cel de 25 de ani, lovindu-l cu o sticlă în cap pe celălalt. Tânărul de 17 ani, victima noastră, a ajuns la spitalul orășenesc Găiești, unde i s-au acordat îngrijiri medicale, fără a rămâne internat. Câteva ore mai târziu, în jurul orei 4, mai multe persoane, despre care bănuim că fac parte din anturajul tânărului de 17 ani din Găiești, s-au prezentat la secția OPU Târgoviște, căutându-l pe tânărul de 25 de ani din Târgoviște. Aici aceștia au spart 2 geamuri ale unității spitalicești și luneta autoturismului personal al celui de 25 de ani. La acest moment, polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunile de lovire și distrugere.